Îi salut și le mulțumesc înainte de toate tuturor prietenilor din Timișoara și din Timiș care sunt aici la această întâlnire. Le mulțumesc timișorenilor pentru că mi-au dat posibilitatea să-mi văd un vis împlinit după mulți ani, mulți, și anume un primar liberal în Timișoara. De asemenea, pe domnul Bojin și pe toți cei care au făcut posibil ca un reprezentant al Uniunii Social Liberale să fie președinte al Consiliului Județean Timiș. Bătălia pentru câștigarea Timișului și a Timișorii a fost una dintre cele mai grele din campania de la locale. Vă mulțumesc și vă felicit! Ați învins! Niciodată să vorbesc despre Timișoara sau cu atât mai mult să fiu în Timișoara fără să-i salut cu toată recunoștința, cu tot respectul, cu toată dragostea pe adevărații revoluționari, cei care ne-au dat libertatea din țări întregi. Pot să fiu aici să nu mă înclin în fața steagului libertății noastre, steagului cu gaură, steagului României eliberate. Mulțumesc! Suntem la câteva zile de finalul unei campanii electorale și de niște alegeri care încheie un ciclu de bătălii și cred că vor da verdictul, vor da învingătorii unui război. La 9 decembrie veți veni din nou la vot, vor veni românii din nou la vot și suntem aici ca să vă spunem că din tot sufletul, cu toată credința, cu toată convingerea, îi susținem pe candidații Uniunii Social-Liberale pentru Timișoara și Banat. Pe toți sunt oameni de mare calitate profesională, sunt oameni de calitate morală, sunt cetățeni liberi și implicați politic în politica României, în numele Banatului și al Timișorii. Noi îi susținem din tot sufletul. Dumneavoastră rămâne să luptați aici până în ultima zi, până în ultima oră, pentru ca ei toți să vă reprezinte la București, în Parlamentul României. Pe 9 decembrie va trebui să le dați acestor reprezentanți ai regimului Băsescu, cărora le place foarte mult să vorbească despre instanțe, despre mandate, despre sentințe, să le dați o sentință definitivă și irevocabilă. Afară! Au spus că nu vom putea construi Uniunea Social-Liberală, că nu vom putea pune alături cele mai mari partide din România, PSD și PNL. Au spus că nu vom putea încăpea două săbii în aceeași teacă. Am construit Uniunea Social-Liberală, e mai puternică decât oricând. E cea mai mare și mai puternică alianță politică din istoria României. Voi ați făcut-o! Uniunea Social-Liberală este astăzi mult, mult mai mult decât cei care am gândit-o, decât cei care am construit-o. Este mult mai mult decât Victor Ponta și Crin Antonescu. Este mult mai mult decât Liviu Dragnea și Daniel Constantin. Este mult mai mult decât PSD, PNL și PC. Uniunea Social-Liberală
așteptarea, speranța a milioane de români. Asta este azi Uniunea Social-Liberală. Asta am reușit noi să facem. Speranțele delirante ale lui Traian Băsescu și ale ultimilor săi acoliți se leagă de faptul că ne-am putea dezbina, că am putea ezita, că ne-am putea înșela unii pe alții. Nici o speranță Băsescu, nici o speranță ARD. Uniunea Social-Liberală va avea majoritatea absolută în Parlamentul României. Nici o speranță Băsescu. Guvernul Uniunii Social-Liberale va fi condus de Victor Ponta. Nici o speranță Băsescu și acoliți de mică mărime. Uniunea Social-Liberală are și program, are și oameni și va guverna bine România, nu așa cum ați făcut-o voi. Nici o speranță Băsescu, nici o speranță a coaliției lui Băsescu. Uniunea Social-Liberală nu-și va încheia misiunea decât atunci când România va fi pusă pe drumul bun și când România va începe să fie puternică. Uniunea Social-Liberală nu s-a făcut doar sau în primul rând pentru a alunga pe Emil Boc și pe derivatul său ungureanu de la Palatul Victoria. Uniunea Social-Liberală nu s-a făcut pentru a alunga democratic ceea ce se va întâmpla de la Palatul Cotroceni pe Traian Băsescu. Uniunea Social-Liberală Nu jos, pentru că premierul Victor Ponta spunea ieri, cred la Brăila, unde să se ducă mai jos decât s-a dus? Cuvântul nu e jos, cuvântul e afară. Uniunea Social-Liberală nu s-a realizat, nu s-a construit, nu a rezistat doar pentru ca, sau în primul rând, pentru ca Victor Ponta să fie prim-ministru sau Crin Antonescu președinte. Uniunea Social-Liberală i-a chemat pe români să facem România puternică. Și România puternică, o țară puternică în general, înseamnă, înainte de toate trei lucruri, înseamnă un cetățean puternic, un cetățean ale cărui drepturi să fie mereu respectate. Un cetățean care să aibă șansa de a munci, de a crea, de a prospera, de a construi planuri și de a și le împlini în țara lui. Vrem să avem un cetățean român puternic. Un cetățean pe care statul, instituțiile, sistemul să-l servească, pentru că el este cel care plătește impozite și el, cetățeanul, este cel care votează. Nu lucrăm, nu construim și nu facem reforme pentru instituții abstracte sau pentru sisteme, ci pentru om, pentru cetățean, pentru fiecare dintre cetățeni. Nu există Românie bogată fără români bogați și nu va putea exista Românie puternică fără toți românii puternici. România puternică, ca o țară puternică în general, înseamnă comunități puternice, înseamnă descentralizare reală, înseamnă oameni care să-și asume capacitatea de a construi la nivel comunitar. Aveți cu cei doi oameni aflați în fruntea comunității
Timișene și a Timișoarei, aveți șansa să împliniți aspirațiile de comunitate modernă, occidentală, descentralizată. Să vă ajute Dumnezeu la Timișoara și să ne ajute în toată țara. Să avem comunități puternice, să avem lideri regionali puternici, să avem proiecte comunitare și regionale realizate. În fine, o țară puternică înseamnă conducători puternici, înseamnă președinte puternic, prim-ministru puternic, guvern puternic, parlament puternic, dar puterea conducătorilor nu se măsoară în posibilitatea lor de a abuza, ci se măsoară în posibilitatea lor de a reprezenta și de a împlini aspirațiile oamenilor. România puternică are nevoie de conducători puternici. România puternică are nevoie de conducători capabili să preia asupra lor suferința, aspirațiile, dorințele, neliniștile tuturor compatrioților lor. Și asta nu este ușor, dar dacă poți să o faci, ești puternic, stai în picioare oriunde și le spui tuturor: eu nu reprezint pe oricine, eu reprezint România. Fiecare națiune, ca și fiecare individ, are o viață, un organism, are păcate, are virtuți, are calități și defecte. Obligația conducătorilor este să lucreze cu calitățile. Obligația conducătorilor este să pună la lucru și în valoare calitățile. Și vă garantez, românii și România au destule calități. Avem nevoie de conducători care să le cunoască, să le simtă, să lucreze cu ele. Vom face asta. Și vom face asta cu credință, cu tenacitate, cu o voință pe care nimeni nu o va putea schimba. Cu răbdare vom construi zi cu zi, lună cu lună, an cu an, România puternică. La mulți ani tuturor celor pe care îi cheamă Andrei și pe care îi cheamă Andreea. Și să nu uităm că mâine este ziua țării noastre. Să-i dorim la mulți ani. Și să dăruim cum se face la sărbători. Să-i dăruim cât mai mult din dragostea noastră, din energia noastră, din speranțele noastre și din viitorul nostru. La mulți ani, Timișoara! La mulți ani, Banat! La mulți ani, România!